Meditația e un subiect foarte discutat în ultima perioadă, totuși cunoscut doar de către cei care își dau interesul și care o practică. Noi astăzi însă ne propunem să aflăm totul despre această formă de concentrare și relaxare în același timp, dar și cui este contraindicată, dacă sunt asemenea persoane. Discutăm subiectul cu psihologul Lilia Dediu. Bine ai venit, Lilia, la noi! Bine v-am regăsit! Și mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Tu meditezi? Mai rar în ultima perioadă, dar o fac cel mai des atunci când am pauza mea de, să zic așa, de cafea sau de mic dejun, pentru că am și un copil mic și el pleacă afară la plimbare, iar ăsta este momentul meu de respiro atunci când mă concentrez pe mine. Tu ai doi copilași și unul dintre ei este micuț. De tot și da. Îți mamele întinde nervii. Mamele mai rar au acest lux, da, de a-și permite o pauză de meditație așa de 20-30 de minute. De aceea eu încerc să combin. Dar să înțeleg din ceea ce spui tu că meditația nu e neapărat să te întinzi undeva sau să te așezi undeva unde e complet liniște și e întuneric, adică și acea pauză sau acel mic dejun sau acea cafeluță poate fi considerat așa un respiro și un fel de meditație, da? E important în procesul meditației să ne concentrăm pe respirație, pe proces, da? Atunci când facem ceva, ne concentrăm pe proces, nu săpăm în mintea noastră, în gândurile noastre sau pur și simplu lăsăm gândurile să curgă, să nu le analizăm și să nu le judecăm. Să le lăsăm să le observăm. Da, să le observăm, adică să fii observatorul gândurilor tale, da? Da. Nu reușesc să înțeleg cum e asta, adică oricum vine, bănuiesc că nu se întâmplă dintr-o dată, adică trebuie să o practici ceva timp ca să-ți reușească, dar în ajutorul celor care nu știu să mediteze, vin meditațiile ghidate, da? Sunt mai multe tipuri de meditație. De exemplu, meditația mindfulness este ceea ce ziceam acum, că observăm gândurile noastre, nu le judecăm, le lăsăm pur și simplu să curgă și să le observăm. Există meditația centrată pe autocompasiune. Atunci când ne concentrăm atenția asupra noastră, ea poate să ne ajute la obținerea încrederii în sine cât și în ceilalți. Dezvoltă și empatia. Mai este meditația concentrată pe respirație, anume acest proces de a te concentra pe respirație îți ajută să-ți relaxezi cumva mintea. Da? Asta cred că e binevenită mai cu seamă înaintea unor ieșiri în public, da? Sau când ești foarte anxios, te ajută cumva să te concentrezi pe respirație, să respiri corect în același timp și chiar funcționează. Da. Și mai este și meditația. Am mai auzit eu de meditația la sunet sau îți pui un sunet monoton de dorit. Dar este nu știu cam același sunet ca și o mantra, da? Care la fel ne ajută să ne relaxăm. Noi pe parcursul zilei și a vieții avem destul de multe griji. Uneori putem să devenim și anxioși și atunci este binevenit să avem o tehnică care ne relaxează și ne conectează cu noi înșine. Deci din aceste tipuri de meditații despre care ai vorbit, e suficient să alegem una dintre ele, da? Care funcționează în cazul nostru și... Care este cea mai potrivită pentru noi. Dar putem să le încercăm poate nu pe toate, dar pe câteva. Și este important să avem meditații ghidate care sunt făcute de profesioniști, că atunci când intrăm în starea asta de meditație să putem și să revenim înapoi. Adică totuși e necesar să revii înapoi, da? Dacă și înapoi revii iar cu toate... adică, nu știu, știi, uneori, iată, atât cât meditezi, probabil te-ai calmat, te-ai relaxat, ești un om bun, te-ai împăcat cu toate gândurile tale, ești acel observator de care spui,
Și parcă s-ar părea că ar trebui să fii la fel și când ieși din meditație, adică la fel de calm, relaxat, bun, dar tu zici că nu e esențial, da? Adică dacă revii iar la toate grijile tale, începi din nou să te alarmezi. Trebuie să înțelegem că meditația ne ajută să ne relaxăm atât fizicul nostru cât și psihicul nostru, să obținem acel echilibru emoțional. Și atunci... Reușești să mergi mai departe și să rezolvi celelalte sarcini. Cu un mai mult echilibru, să zicem așa, și compasiune și empatie față de oameni sau situațiile care ți apar pe parcursul zilei în care. Și mult mai înțelegător. Noi am avut un reportaj în care am vorbit despre beneficiile meditației, dar totuși am vrea să auzim de la un psiholog, eu nu știu, care sunt cele mai considerabile, da, beneficii. În primul rând, meditația reduce stresul și anxietatea. De asemenea, poate reduce și tensiunea arterială, poate chiar preveni diabetul, ne ajută, iarăși, să avem acel echilibru emoțional și să dezvoltăm inteligența noastră emoțională, dar și empatia. Tu ești un psiholog care are și ședințe, da, cu oamenii săi. Moldovenii meditează? Adică sunt oamenii conștienți de această formă de, nu știu, de gândire sau cum să zic? Depinde de la persoană la alta, depinde de nivelul său de conștiință asupra sa, de ceea ce se petrece cu persoana. Încă nu atât de mult se practică meditația, dar în ultima perioadă, dat fiind faptul că se vorbește despre ea tot mai des, oamenii sunt tentați să încerce și alte practici. Tentați cei care sunt așa mai curioși, dar sunt și mulți care aud de meditație și imediat cumva o resping sau de ce se întâmplă acest lucru? Chiar am auzit și un feedback că meditația ar fi ceva despre o sectă oarecare. Da. Lipsa informării. Crezi? Deocamdată. Da. Și a practicării acestui tip, acestei practici, da? Practicării. În care omul pur și simplu atunci când începe să vadă rezultate, el conștientizează că uite, asta m-a ajutat și într-adevăr se convinge de puterea meditațiilor. Dar sunt și persoane cărora le este contraindicat să mediteze? Da, sunt persoane care se află într-o depresie profundă și atunci, aflându-se în starea asta de inhibiție interioară, s-ar putea ca această relaxare să-l afecteze și mai mult. Sau persoanele care sunt anxioase, ele pierd pur și simplu controlul asupra situației și dacă se întâlnesc cu o meditație în care gândurile sale nu le lasă observate, dar încep să le trăiască și tot, da, atunci asta s-ar putea să-i dăuneze. Și tulburările psihice ca schizofrenia, tulburarea bipolară, pentru aceste persoane la fel nu este recomandată relaxarea, pentru că asta i-ar aduce într-o stare de a se interioriza și mai mult și atunci poți să aibă anumite repercursiuni care nu tocmai sunt bune. Și asta, nu știu, se întâmplă la recomandarea psihologului, adică, nu știu, când vine cineva la tine, tu îi zici, uite, ți s-ar potrivi meditația asta sau încearcă să meditezi, le poți da anumite recomandări sau ție, în acest moment, ți este contraindicat să meditezi? Se întâmplă deseori că persoana vine și atunci când are o anxietate sau depresie profundă, eu mă simt responsabilă să o redirecționez psihiatrului și atunci împreună cu psihiatrul decidem ce tipuri de meditație îi se potrivesc, dacă persoana are nevoie de asta sau poate amânăm pentru mai târziu, pentru că are nevoie de tratamente medicamentoase la moment. Și nici meditațiile ghidate, acelea în care, nu știu, sunt multe care te încurajează cumva, nici acelea nu sunt indicate. Pentru ridicarea stimei de sine, da, dar nu adâncirea profundă în personalitate, în sine. În câteva secunde, cum e corect totuși să medităm?
În primul rând, trebuie să ne pregătim un spațiu în care noi să ne simțim confortabil și să avem intimitatea noastră, da? Atunci când începem să practicăm meditația, e important să avem un spațiu unde suntem noi cu noi înșine. Apoi, când deja suntem obișnuiți cu acest proces, noi putem să facem oriunde și nu contează dacă avem oameni alături sau nu. Este necesar să ne găsim o meditație ghidată care nouă ni se potrivește. Care simțim că ne face care bine. Simțim ne face bine, da. Și să ne concentrăm pe respirație. Pe respirația noastră, pe corpul nostru, să ziceam că să lăsăm gândurile să curgă și să primim plăcere de la acest proces în care suntem noi cu noi înșine. Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste recomandări. Sper că telespectatorii noștri să țină cont de ele. Eu cu siguranță voi încerca și te mai așteptăm cu mare drag la noi. Mulțumesc pentru invitație.